Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată lumea vorbește despre varianta Omicron a noului coronavirus, care a fost deja identificată în mai multe țări europene, în Danemarca, Olanda, Germania, Cehia, Italia, Marea Britanie și Belgia. Acestea sunt țările, până acum, țările care au constatat prezența unor persoane infectate cu Omicron pe teritoriul lor. Comisia Europeană a cerut cetățenilor europeni să-și ia măsuri de precauție în fața acestei noi amenințări, a cărei magnitudine nu este încă complet înțeleasă. Citez, o cursă contra cronometru a început pentru analizarea variantei Omicron, a declarat duminică președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ce știm până acum? Ce urmează? Pentru ce ar trebui să ne pregătim? L-am sunat pe epidemiologul Emilian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Noi vineri am vorbit tot la ora asta despre noua variantă, acum abia 3 zile. Deci încă era doar așa un subiect îndepărtat, niște îmbolnăviri prin sudul continentului african, un caz prin Hong Kong și noua tulpină nici măcar n-avea atunci un nume. Și acum, iată, Omicron e în cel puțin 7 țări europene, se vorbește de o cursă contra cronometru. Cât de îngrijorați ar trebui să fim? Da, deci, în opinia mea, această variantă Omicron este ceva similar cu un suspect în justiție. Adică ai niște îngrijorări foarte mari chiar, legate de numărul mare de mutații și de semnificațiile acestor mutații. Însă până acum nu există foarte multe probe. Și am să explic. Deci există mutații care indică o creștere a transmisibilității. Dar deocamdată această transmisibilitate s-a putut observa doar în sudul Africii și nu poate fi relevantă pentru țări care au un nivel de vaccinare ridicat și care respectă niște seturi de măsuri, deci care își iau niște măsuri de precauție. Vom vedea ce va fi. Există alte mutații care indică o scădere a eficienței vaccinurilor, dar sau posibilitatea apariției unei scădere a eficienței vaccinurilor, dar până și producătorul Pfizer a spus că îi trebuie 2 săptămâni ca să poată să se pronunțe în privința asta. În fine, există și alte mutații care indică o creștere a posibilităților de reinfecție sau a riscului de reinfecție, dar nici aici nu există foarte multe date. Deci, următoarele 2, poate 3 săptămâni vor fi relevante și se va putea stabili într-adevăr cât de problematică este această variantă. Cu siguranță însă că va aduce niște modificări în datele probleme, pentru că numărul de mutații este, cum spuneam, foarte mare, este fără precedent de mare, deși, cum spunea un cercetător de la Colegiul Imperial din Londra, spunea că nu avem cum să știm câte alte variante mai pot să existe, ținând cont de o problemă. Deci, vedeți, țările subdezvoltate au un nivel de vaccinare mediu de 3%, față de țările dezvoltate care au un nivel de vaccinare de 60%. Deci, ce se întâmplă în aceste țări cu un nivel de vaccinare absolut derizoriu? Și la care apar și problemele pe care noi le-am mai subliniat, cea mai mare concentrare de infectați cu virusul HIV în estul și sudul Africii, câte ori mai fi pe acolo, este greu de precizat. Dar deocamdată avem de gestionat această situație și este foarte bine că toată lumea gestionează situația, zic eu, mă refer la țările dezvoltate, cu foarte multă precauție. Este mai bine să supradimensionezi niște măsuri decât să le subdimensionezi și după aia să-ți pară rău. În acest context, ce credeți? Care e opinia noastră de specialiști? Ce ar trebui să facă autoritățile de la București și cum ar trebui să procedăm noi, cetățenii? Deci, ce au făcut până acum autoritățile de la București, consider că au făcut bine și că măsurile care s-au luat sunt, zic eu, necesare și suficiente pentru această etapă. Noi nu avem de făcut decât să respectăm măsurile în continuare care știm că trebuie să le respectăm și să stăm cu privirea spre cercetători să vedem ce ne vor preciza vis-a-vis de această variantă nouă,
pentru că în funcție de precizările lor va decurge și situația în continuare. Vedeți, avem posibilitatea ca să mergem în paralel cu două variante, dacă se vor adeveri o parte dintre aceste îngrijorări, să mergem cu două variante, Delta și Omicron, pentru că e clar că asta se răspândește. Dacă ne gândim că din 600 de călători care au venit în Olanda, 61 erau pozitivi COVID, din care 13 pentru varianta Omicron. Deci e clar că oamenii circulă și se răspândește. A doua posibilitate sau scenariu cel mai negru ar fi ca această variantă să se dovedească mai redutabilă semnificativ decât varianta Delta, să devină dominantă și atunci datele probleme se pot schimba radical. Bun. Punem, punem rău înainte. Dacă cumva Omicron se dovedește că face vaccinurile ineficiente într-o măsură semnificativă, cât de repede pot fi adaptate vaccinurile la noua variantă? În primul rând, este un beneficiu pe care îl poate aduce doza booster chiar la actualele vaccinuri, pentru că, dacă zicem un model teoretic, dacă 2000 de unități internaționale, să spunem, de anticorpi care nu sunt, total eficienți, să zicem, ajung la o scădere a eficacității cu 40%, să zicem, de la 90 la 50 sau la 40, atunci o doză booster care îți duce nivelul de anticorp la 10.000 sau la 7.000 sau la 8.000, deci la un nivel semnificativ mai ridicat, cu siguranță că este mai eficientă, pentru că îți crește această scădere, să zic, a eficienței de la 40-50% la 70%. Deci doza booster, logic, poate fi apreciată ca un sprijin chiar important, chiar în contextul actualelor vaccinuri. Iar în rest, două săptămâni minimum, eu cred că mai spre o lună, și vaccinurile se pot adapta. Se va vedea însă această problemă, se va vedea după ce se va stabili care este de fapt această scădere de eficiența vaccinurilor și dacă ea există cu adevărat. În rest, bineînțeles, dacă s-ar adeveri toate îngrijorările, ar putea să fie dramatic și atunci sigur că și blocajele care ar apărea de trafic, care ar fi inerente, pentru că asta trebuie să faci, să testezi și să oprești accesul sau fluxul de călători din zonele afectate. Altă posibilitate n-ai, pentru că altfel e deschis calea să răspundă. Mulțumesc mult pentru explicații și intervenție, domnule profesor. A fost în direct în Deșteptarea epidemiologul Emilian Popovici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.